Profesorul Paul Negruț, vă invit să ne punem o întrebare extrem de importantă. Care sunt lucrurile care dau echilibru, putere și perspectivă vieții noastre? Care sunt elementele care definesc identitatea noastră? Când cineva va îndrepta spre noi un ochi critic, așa cum se obișnuiește, cu cine ne va asemăna sau cui va spune că aparținem? Cunoaștem bine expresia "ce bine seamănă cu noi"? Noi cu cine semănăm? El a venit ca să aducă viață din belșug pentru aleșii lui, pentru copiii lui. Și ne întrebăm, cum am putea să avem viață din belșug? Care este secretul vieții din belșug? Și Domnul ne explică. Numai aceia au viață din belșug care aduc roadă. Dacă n-aduci roadă, n-ai viață din belșug. Dacă n-ai viață din belșug, ești un creștin mediocru sau nu ești creștin deloc. N-ai bucuria aceea deplină, pentru că nu rodești. Și unde nu-i roadă, nu-i plinătate. Și atunci ne întrebăm, Doamne, cum să aduc roadă? Care este secretul rodirii? Domnul ne explică și lucrul acesta. Secretul rodirii este rămânerea în El. Numai aceia care rămân în Domnul aduc roadă. Despărțiți de El, nu putem face nimic. Altfel spus, pune peste toate lucrurile pe care le faci fără Domnul această etichetă, nimicuri. Tot ce faci fără Domnul este nimic, după socoteala cerului. Dar cum să rămân în Domnul? Cum să rămân în El? Care este secretul rămânerii? Domnul Iisus spune, ascultarea. Numai aceia care ascultă rămân în Domnul. Ascultarea de cuvântul Lui. Dar cum să ascult? Că e grea ascultarea, are de-a face cu voința, are de-a face cu viața noastră de fiecare zi. Oare care-i secretul unei vieți de ascultare? Și Domnul dă răspuns și aici. Secretul ascultării este dragostea. Numai cine iubește, ascultă. Cine-L iubește pe Dumnezeu, ascultă de Dumnezeu. Există ascultare de frică, dar aceea nu este ascultare desăvârșită. Există ascultare din interes, dar nici aceea nu-i desăvârșită. Ascultarea adevărată, care este plăcută lui Dumnezeu, este ascultarea din dragoste. Dacă mă iubește cineva, spune Domnul, va păzi poruncile mele. Dragostea este legătura desăvârșirii. Ne-am uitat la faptul că dragostea se centrează pe dădător, nu pe daruri. Dragostea este legată de Dumnezeu, nu de ce putem obține de la El sau de lucrurile care nu le obținem. Dragostea nu măsoară jertfa. Cine iubește cu adevărat nu cântărește, nu calculează, nu ține contabilitatea jertfei pe care o face. Dragostea se duce până la moarte. Apoi Biblia ne spune că dragostea este legătura desăvârșirii pentru că nu va pieri niciodată. Toate celelalte lucruri vor dispare. Dragostea este cea cu care ne vom duce în veșnicie. Dragostea de Dumnezeu. Ne vom uita la un alt secret pe care ne-l dezvăluie Domnul Iisus și anume, care e secretul dragostei de Dumnezeu? Cum să-L iubesc pe Dumnezeu? Cum pot ajunge să-L iubesc? Și în capitolul 15 avem răspunsul la această întrebare. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Secretul dragostei este cunoașterea. Nu poți iubi lucruri pe care nu le cunoști sau persoane, ființe pe care nu le cunoști. Poți iubi numai ceea ce cunoști. Secretul dragostei de Dumnezeu este cunoașterea lui Dumnezeu.
am acasă, în bibliotecă, mai multe cărți cu biografii ale unor mari oameni al lui Dumnezeu. De curând am citit biografia lui William Wilberforce, un membru al Parlamentului Britanic care, ascultând de Dumnezeu, înțelegând învățătura Scripturii cu privire la om, a fost cel care a introdus abolirea sclaviei în Imperiul Britanic. 20 și ceva de ani s-a luptat în Parlamentul Britanic să desfințeze sclavia. Pe măsură ce citesc viața acestui om, îl apreciez, îl admir. Mă uit la el și îl admir și spun: Doamne, mulțumesc că ai avut asemenea oameni. Dar până n-am cunoscut nimic despre viața lui decât vag că a fost cineva important, nu m-am legat de viața lui și nu m-am inspirat din ea. Numai dacă petreci timp cu cineva și începi să cunoști ce se ascunde, bogățiile, frumusețile acelei persoane, acelui caracter, abia atunci începi să te îndrăgostești, să iubești persoana respectivă. În limba română avem un proverb care ne ajută să înțelegem ceea ce vom studia. Proverbul spune așa: spune-mi cu cine te însoțești ca să spun cine ești. Spune-mi cu cine petreci vreme, cu cine te însoțești ca să spun cine ești. Numai dacă ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu, te însoțești cu El, te împrietenești cu El, atunci ajungi să te îndrăgostești de Dumnezeu. Cum îl cunoaștem pe Dumnezeu? El se descoperă și se descoperă și în creație, se descoperă și în Scripturi, dar s-a descoperit în mod desăvârșit în Domnul Iisus Hristos. Îl cunoaștem pe Dumnezeu în chip desăvârșit în Domnul Iisus Hristos. Și fiecare om care se naște sub soare îl poate cunoaște pe Domnul Iisus mai întâi ca Mântuitor. Vă rog să întoarceți la Ioan 17, versetul 3. Și viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Care-i definiția vieții veșnice? Viața veșnică este cunoașterea lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos. Îl cunoaștem pe Dumnezeu atunci când Îl cunoaștem pe Hristos ca Mântuitor. Cunoașterea Lui ca Mântuitor are de a face cu cea mai cumplită stare a vieții noastre de oameni. Ne naștem într-o natură păcătoasă, ne naștem într-o lume păcătoasă, ne naștem cu o fire păcătoasă și ne adâncim în păcat. Păcatul este cea mai cumplită boală care s-a bătut peste rasa umană. Ne desparte de Dumnezeu, ne desparte de ceilalți oameni, ne distruge viața aici pe pământ și ne distruge veșnicia. Păcatul nu-i distracție, păcatul este distrugere de aici și toată veșnicia. Și când se cuibărește păcatul în noi și începe să distrugă, să mănânce, să roadă, tot ce ne-am fi dorit să fie frumos este spurcat prin efectele păcatului. Ajungem într-o stare jalnică. Am primit o scrisoare de la o femeie care cere să ne rugăm pentru ea. Îmi spune în partea întâi a scrisorii că a trăit o viață murdară, că a trăit în nelegiuire, că a săvârșit avorturi, că s-a dus departe de Dumnezeu și acum a ajuns într-o stare cumplită. Acum îi se pare că ea trebuie să mănânce restul vieții frunze uscate. Și merge cu saci de plastic prin oraș și adună frunze uscate și mănâncă frunze uscate. Și spune că ea a ajuns în starea lui Nebucadnețar. Nebucadnețar a mâncat iarbă și ea trebuie să mănânce frunze uscate. A fost o vreme când femeia aceasta a fost fată tânără, când și-a dorit să fie fericită, să aibă o casă, să aibă soț, să aibă copii, să aibă o viață frumoasă și s-a dus înspre păcat cu toate acestea. Și a ajuns dărâmată. Când ești în starea aceea de păcat, când te uiți în jur și nu mai ai pe nimeni, când te uiți la ce s-a întâmplat, la nenorocirea care vine și la o veșnicie de iad, atunci spune Domnul: iată, eu stau la ușă și bat.
Atunci când nimeni nu mai vrea să stea de vorbă cu tine, când nimeni nu mai vrea să-ți întoarcă fața, când nimeni nu-ți mai deschide ușa, atunci vine Fiul lui Dumnezeu la ușa inimii tale. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Îl cunoaștem pe Dumnezeu, un Dumnezeu care nu obosește iertând. Un Dumnezeu care se coboară până în adâncul mocirlei unde am căzut și ne ridică de acolo și ne spală și ne iartă și ne duce în familia lui Dumnezeu și ne îmbracă în neprihănirea Domnului Iisus Hristos și ne dă viața veșnică în Domnul nostru Iisus Hristos. Se apleacă de unde suntem, ne ridică și ne înalță în familia lui Dumnezeu. Îl cunoaștem pe Domnul ca Mântuitor. Și când îl cunoaștem ca Mântuitor, știți ce se întâmplă imediat când cineva s-a întâlnit cu Domnul? E drag de Domnul. Se îndrăgostește de Domnul Iisus. Și noi zicem la asta dragostea din tâi. Dragostea aceea în care îi auzi vorbind despre Domnul Iisus cu atâta bucurie, cu atâta naturalețe. Cuvintele despre Domnul, persoana Domnului, toate acestea vin atât de natural. Nu-i nimica fals. Nu-i nimic forțat. Vorbesc despre Domnul cu o dragoste și cu o bucurie extraordinară. Îl cunoaștem pe Domnul Iisus ca Mântuitor al nostru care ne-a ridicat din adâncul mocirlei, ne-a spălat, ne-a împăcat cu Dumnezeu și ne dă viață din Dumnezeu. Îți aduci aminte când l-ai cunoscut? Acum frumusețea vieții de copil al lui Dumnezeu este că nu se încheie viața extraordinară în clipa aceea. Dumnezeu are pentru noi lucruri și mai glorioase în umblarea cu Domnul. După ce l-am cunoscut ca Mântuitor, urmează o viață extraordinară de umblare cu Domnul, de trăire zilnică cu Domnul, de părtășie cu El. Și îl cunoaștem în umblarea noastră cu Domnul și pe măsură ce îl cunoaștem. Putem spune și noi ca Apostolul Petru, 2 Petru 3:18. Ei salută Petru pe cei împrăștiați ca străini printre neamuri și spune: voi deci, prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria, ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. După ce l-am cunoscut pe Domnul ca Mântuitor, vine o vreme în care cresc în har și cunoaștere. Îl cunosc pe Domnul, umblu cu El. Și asta se numește maturizare spirituală, creștere spirituală. Apostolul Pavel vorbește despre cunoașterea aceasta a Domnului în Filipeni, capitolul 3, versetul 10. Spune Pavel, care-i viața lui de acum, după ce l-a cunoscut pe Domnul ca Mântuitor a vieții lui, după ce le socotește toate celelalte lucruri pe care le-a avut până nu l-a cunoscut pe Hristos, le socotește ca pe niște gunoaie, spune, și doresc acum să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferinților Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți, să-L cunosc pe El. Dorința lui Pavel a fost să-L cunoască pe Domnul și ceva l-a fascinat pe Pavel în mod special. Suferințele, moartea și învierea Domnului Iisus. Pentru Pavel acestea au devenit temele preferate de studiu, de cunoaștere. Vreau să-L cunosc pe Domnul în suferința Lui, pentru că a suferit în locul meu. Vreau să-I cunosc inima care L-a dus la jertfă pentru mine. Vreau să-I cunosc moartea și învierea. Și vreau să fiu părtaș la ele. Este aici un element extraordinar de important. Pe măsură ce petreci timp cu cineva, începi să semeni cu persoana aceea. Probabil că ați observat că în familiile în care soțul și soția se înțeleg bine, se iubesc, după vreme seamănă unul cu celălalt. Și dacă nu știi că sunt soț și soție, îi întreb, sunteți frați? Sunteți rudenii? Acolo unde soțul și soția se înțeleg bine, încep să semene unul cu celălalt. Pentru că petrecând timp cu celălalt, preiei gândurile lui, preiei trăsăturile lui,
preiei lucrurile care le iubește celălalt. Preiei până și înfățișarea celuilalt. Pe măsură ce petreci timp cu cineva care ți-e drag, te asemeni tot mai mult cu el. În Exod 34:29, Moise s-a coborât de pe muntele Sinai cu cele două table ale mărturiei în mână. Când se cobora de pe munte, nu știa că pielea feței lui strălucea. De ce? Pentru că vorbise cu Dumnezeu. Moise a stat 40 de zile și 40 de nopți pe munte de vorbă cu Dumnezeu. Și când s-a coborât de pe munte, el nu știa că s-a întâmplat ceva cu înfățișarea lui. Fața lui a luat ceva din strălucirea slavei lui Dumnezeu. A stat cu Dumnezeu și ceilalți s-au uitat că Moise e altfel la coborâre decât a fost la urcare. A petrecut timp cu Dumnezeu și începuse să se transforme. Apostolul Pavel ne spune în 2 Corinteni, capitolul 3, că minunea aceasta este valabilă și pentru noi. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și rămânem cu atâta. Doar o privim și rămânem cu atât? Nu, spune Pavel. Și suntem schimbați în același chip a Lui, din slavă în slavă. Pe măsură ce petrecem timp uitându-ne la Domnul, se întâmplă ceva cu noi. Suntem transformați din slavă în slavă, până când ajungem asemenea Lui. Și atunci când va veni El, vom fi ca El. Când petreci timp, când te îndrăgostești de cineva, când admiri pe cineva, începi să te asemeni cu persoana aceea. Lucrul acesta e adevărat și dacă te uiți în altă parte. Cunosc o fată care i s-a părut că se aseamănă cu Claudia Schiffer. Și vă spun ce făcea. Tot timpul s-a uitat în oglindă și s-a studiat dacă poate prelua zâmbetul Claudiei Schiffer. Și ori de câte ori se întâlnea cu cineva, punea zâmbetul acela să se asemene cu Claudia Schiffer. Și pentru ea cel mai mare compliment, cea mai extraordinară apreciere era să-i spui: tu semeni cu Claudia Schiffer. Altele vor să se asemene cu Teo de la programul acela de dimineață. Cum se vopsește Teo, se vopsesc și ele. Altele vor să se asemene cu cele din telenovelă. Pot să spun, la cele telenovelă te uiți după frizură. Pentru că pe măsură ce te uiți și admiri, iei chipul acela. Alții se aseamănă cu Brad Pitt. Se uită și vor să-și ia înfățișarea aceea, sau Tom Cruise, sau mai știu eu cine. Și ți se pare că ești grozav dacă spune semeni cu cutare. Este cea mai cumplită insultă. Pentru că n-ai fost chemat să te asemeni cu așa ceva. Când Dumnezeu ne-a creat, a spus să creiem om după chipul cui? După chipul și asemănarea noastră. Am fost creați după tiparul cel mai nobil din universul acesta. Am fost creați să ne asemănăm cu Dumnezeu. Și chipul lui Dumnezeu descoperit nouă este chipul lui Iisus Hristos. Cu cine petreci timp? Pentru că te asemeni cu cel de care te-ai îndrăgostit. Și tu crezi că asta înseamnă eliberare. Tu spui că asta înseamnă civilizație. Tu spui că asta înseamnă că ai ajuns și tu cineva. Dragul meu, cel mai extraordinar lucru care ți se poate întâmpla este să vină cineva și să spună și ție ce le-a spus ucenicilor. Întoarceți, vă rog, la Matei, capitolul 26, versetul 73. Este noaptea aceea cumplită, când Fiul lui Dumnezeu este judecat de marii preoți Ana și Caiafa. Petru ajunge în curtea marelui preot și stă la focul acela de cărbuni cu aprozii și unul după altul întreabă pe Petru. De fapt îi spun: și tu ești dintre lui. Și tu ești cu galileanul acesta. Și Petru se leapădă, neagă. Și în versetul 73 spune: peste puțin, cei ce stăteau acolo s-au apropiat și au zis lui Petru: nu mai încape îndoială că și tu ești unul din oamenii aceia, căci și vorba te dă de gol.
A petrecut 3 ani cu Domnul Iisus. Și vorba lui Petru a luat ceva din vorba Domnului Iisus. O, e adevărat că acum era căzut rău de tot. Dar încă mai rămăsese ceva din amintirea, din asemănarea cu Iisus. Dragii mei, cei care v-ați întors odată la Domnul și apoi ați căzut și ați mers adânc de tot. Și când ești în adâncimile acelea întunericului, o să se aducă cineva aminte. Auzi, tu nu cumva ești pocăit. Nu cumva tu ai crescut între pocăiți. O să-ți aduc aminte că a mai rămas ceva în tine care spune tu n-ai parții de lumea aceea. Tu aparții de alta. Că și vorba te dă de gol. Că n-ai fost creat să ajungi în întunericul acela. Și dacă ești în întuneric, nu ești osândit să rămâi acolo. Dacă ești în întuneric, mă rog să cânte cocoșul care a cântat pentru Petru și pentru tine. Să-ți aduc aminte că nu ești pentru întunericul acela. Că ai fost creiat pentru alt scop. Sau întoarceți, vă rog, la Fapte, capitolul 4. Acum lucrurile sunt într-o altă atmosferă. Ucenicii sunt plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Au petrecut 3 ani cu Domnul Iisus. A venit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu peste ei și a sălășluit în ei. Plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, se duc în Ierusalim și ne spune Biblia, au întors cetatea aceea cu susul în sus, că era cu susul în jos. Că s-a pus toată cetatea în mișcare pentru că oamenii aceștia aduceau cu ei o viață și un mesaj care radical transforma Ierusalimul. Și sunt arestați și sunt duși la Sanhedrin și sunt amenințați. Și Petru ia cuvântul și le explică celor din Sanhedrin de ce trăiesc, cum trăiesc și de ce au mesajul acela. Și le spune, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând și au priceput ce? Au priceput că fuseseră cu Iisus. Oameni simpli, oameni obișnuiți, au petrecut 3 ani și jumătate cu Domnul Iisus și acum se asemănau cu El. Și o cetate întreagă și mai apoi o lume întreagă. Înțeleg că oamenii aceștia au fost cu Iisus. Este cel mai extraordinar lucru pe care ți l-ar putea spune cineva. Să spună, frate sau soră, sau domnule sau doamnă, dumneata semeni cu Domnul Iisus. Ți-a spus vreodată cineva? Dacă nu ți-a spus, ar trebui să ne înfiorăm, să ne întrebăm, Doamne, eu petrec timp cu Tine, eu m-am îndrăgostit de Tine. Eu preiau caracterul Tău? Eu preiau viața Ta? Eu preiau, Doamne, modul Tău de a fi și de a trăi? Sau am preluat modul de a fi și de a trăi a lumii și degeaba vin aici că oamenii văd că seamăn tot mai mult cu lumea și nu seamăn cu Tine? Cu cine semănăm? De cine ne-am îndrăgostit? Cu cine petrecem timp? Dar este corect să ne întrebăm, cum să petrec timp cu Domnul? Cum să umblu cu El? Cum să-L cunosc mai mult? Găsim zugrăvit chipul Domnului Iisus Hristos. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu lucrează noi când citim Scriptura, ne deschide mintea să înțelegem. Duhul ne deschide ochii să-L vedem. Și pe măsură ce-L vedem, ne e tot mai drag. Și vrem să fim tot mai mult ca El. Dacă ești tânăr, te întrebi, oare cum a fost Domnul Iisus ca și copil? Și citești în Evanghelia după Luca, și găsești cum a fost Domnul Iisus. Iar Iisus creștea în statură și în înțelepciune și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Era un copil care a ascultat de Maria și de Iosif, creștea fizic, creștea în înțelepciune și pe măsură ce creștea, era tot mai plăcut lui Dumnezeu și tot mai plăcut înaintea oamenilor, pentru că semăna. Sau mai degrabă aducea chipul lui Dumnezeu.
Dacă vrei să te întrebi cum a fost Domnul Iisus când a trecut printr-o împrejurare sau alta a vieții, cum s-a raportat Domnul la lucrurile care s-au întâmplat, ce ai de făcut? Uită-te să vezi ce a făcut Domnul Iisus când s-a întâlnit cu vrăjmașii, când s-a întâlnit cu păcătoșii, ce s-a întâmplat când a mers la templu sau la sinagogă, ce s-a întâmplat când a întâlnit duhurile necurate. Uită-te să vezi cum trăiește Domnul. În Scriptură îl găsim pe Domnul Iisus. Și spune el, cerceta Scripturile pentru că ele vorbesc despre mine. Dar tragedia mare a creștinismului de astăzi este că nu mai are vreme de Scriptură. Am să vă citesc un interviu al unui tânăr care a vrut să se angajeze păstor și comitetul bisericii l-a intervievat pentru slujba de păstor. Comitetul unei biserici a intervievat un proaspăt absolvent de seminar pentru slujba de pastor. Pentru că era tânăr, membrii comitetului s-au întrebat pe bună dreptate dacă băiatul acesta cunoaște Scripturile. Așa că unul l-a întrebat, tinere, cunoști Biblia? Sigur, a răspuns el, tocmai am terminat seminarul teologic. Atunci, a zis omul, relatează-ne și nouă o întâmplare din Scriptură. De exemplu, samariteanul milostiv. Nicio problemă, a răspuns candidatul. A fost odată un om între samariteni pe nume Nicodim. El s-a coborât la Ierusalim noaptea și a căzut într-un pământ stâncos. Și spinii l-au sufocat, lăsându-l pe jumătate mort. Omul și-a zis, ce caut eu aici? Mă voi scula și mă voi duce la casa tatălui meu. Și s-a sculat și s-a urcat într-un dud. A doua zi, trei magi de la răsărit au venit și l-au dat jos din pom și l-au dus la corabia lui Noe ca să-l îngrijească. Dar pe când intra pe poarta de răsărit în corabie, i s-a agățat părul într-un cui și a târnat acolo 40 de zile și 40 de nopți. După aceea a flămânzit și au venit corbii să-l hrănească. A doua zi a luat corabia și a vâslit spre Ierusalim. Când a ajuns acolo, a văzut-o pe Dalila șezând pe un zid foarte înalt și a zis, tăiați-o jos, băieți! I-au întrebat, de câte ori s-o tăiem? De 7 ori câte 7? Nu, a răspuns el, de 70 de ori câte 7. Și ei au întrântit-o de pământ de 490 de ori și ea a pleznit în mijlocul lor, iar ei au cules 12 coșuri de fărâmituri. Acum se pune întrebarea, la înviere, nevasta cui va fi ea? Că ne-am deprins să cunoaștem toate nimicurile lumii acesteia și semănăm cu ea, dar nu mai avem vreme să ne uităm în Scriptură și să-L găsim pe Domnul. Când ne uităm în Scriptură și-L vedem pe Domnul, se naște noi dorul de a ne pleca pe genunchi și să-I spunem, Doamne, ajută-mă să fiu ca Tine. Când mă uit la Domnul în Scripturi, mă proștern înaintea Lui și spui, Doamne, nimic bun nu locuiește în mine. Doamne, dacă n-ar fi mila Ta, aș fi și eu ca femeia aceea care mănâncă frunze uscate. Doamne, dacă n-ar fi mila Ta, aș fi ca și oamenii aceia care nu mai au nici casă, nici masă și au băut mințile, au distrus totul. Dacă n-ar fi mila Ta, Doamne, aș fi ca Iuda în iad. Doamne, îți mulțumesc că Te-a plecat la mine. Mulțumesc că M-ai ridicat. Când citesc Scripturile și văd că S-a dus la cruce pentru mine, mi se topește totul și spun, Doamne, ajută-mă să trăiesc pentru slava Ta. Doamne, M-ai lăsat aici în viață și M-ai dat harul Tău ca să mă duc să le spun altora despre Tine. Doamne, în jurul meu o lume întreagă merge spre iad. Aleargă în potop de desfrâu. Doamne, sunt nenorociți copiii de la câțiva ani, li se zmintește mintea. Doamne, este o lume care aleargă înspre nenorocire. Ajută-mă să Te prezint pe Tine. Ajută, Doamne, să vadă că eu calc pe urmele Tale. Când mă îndrăgostesc de Domnul Iisus, începe să-mi fie drag cuvântul. Și când mi-e drag cuvântul, ascult. Și când ascult, rămân în el. Și când rămân în el, aduc roadă. Și când aduc roadă, viața mea se umple de bucurie. Cunosc un frate de aici care a fost dus într-o delegație 3 luni de zile într-o altă țară. A ajuns acolo și n-a găsit nicio biserică în preajmă. În 3 luni de zile a citit Biblia de la Geneza la Apocalipsa de 3 ori. În 3 luni de zile a citit Biblia de la Geneza la Apocalipsa de 3 ori și după 3 luni de zile a spus, mă duc acasă, indiferent câți bani mi-ați dat, mă duc acasă, mi-e dor de biserică. Mi-e dor să mă întâlnesc cu cei care seamănă cu Domnul.
Mi-e dor de părtășia sfinților. Dragilor, împărăția lui Dumnezeu merge înainte cu aceia care seamănă cu Domnul Iisus. Împărăția lui Dumnezeu nu merge înainte cu altceva. Ne asemănăm cu El? Ne-am îndrăgostit de El?